sigur că se spune, a fost un om mai deosebit așa. N-a putut fi un om mai deosebit, nu m-a spus o Renan, Ernest Renan, un om mai deosebit, că și-a închipuit ea că e Dumnezeu. Nu se poate să-și închipe cineva că e Dumnezeu. Cât e mai bun, cu atât e mai smerit, cu atât e mai puțin sclavul închipuirii, sclavul imaginației. Nu, el a fost convins că este Dumnezeu. Și-a dat atâtea dovezi că este Dumnezeu, dar un Dumnezeu care nu e, nu rămâne departe de om, care dă atâta valoare a omului că se face și om, și se face om pentru veșnicie, rămâne om, iar pentru veșnicie. Deci nu e, nu facem pe Dumnezeu prin închipuire asemenea om. Și El s-a făcut în mod real om, pentru că a creat pe om capabil de a fi un chip al lui, de a fi un mijloc de lucrare a lui, de a se înfrăți cu el, de a, mă rog, de a fi model pentru om, prin iubirea lui, el face pe om cu adevărat îndumnezeit. Îndumnezeit, îl ridică până la înălțimea sa. Mi spuneați că intenționați ca să scrieți o carte, pe care, o carte finală. Acum, dumneavoastră, în ultimul timp, tot cărți finale ați scris, așa că vă doresc cât mai multe cărți finale, care s-a numit, la început a fost iubirea. Nu poate să fie altceva la vârful existenței. Nu poate să se explice altceva la vârful existenței. Nu ne explică nicio filozofie existenței. Numai asta, la început, a fost iubirea. Și, adică, Dumnezeu este iubire. Și atunci, care e cea mai înaltă făptură din lumea aceasta? Nu e omul. Nu a făcut el pe om pentru ca să-l iubească și ca omul să-l iubească pe el și ca să fie omul fericit iubindu-l pe el. Și ca să se apropie de om așa de mult încât să facă și el om. Totul este așa de logic. Totul este de o țintă existenței omenești. Să fii ca Hristos. Omenirea să înainteze spre Hristos, numai așa poate fi fericită. Spuneți-mi, nouă ni se pare astăzi, în fine, nu-mi dau seama cât de generalizat e acest punct de vedere, dar nouă ni se pare că un mod de a putea crește duhovnicește și de a spori rostul bisericii ar fi această rearticulare a orizontului culturii cu cultul. Da. Ce părere aveți despre ea? Eu am ținut cuvântarea aceea când am fost declarat doctor honoris causa. Cuvântarea aceea în care am voit să arăt că o cultură fără credința în Dumnezeu nu e o cultură întreagă. Și nici credința nu poate să disprețuiască cunoașterea lumii acestea pe care a făcut-o Dumnezeu și cunoașterea omului care Dumnezeu a dat atâta valoare. Cultura s-a referit la formele lumii acestea, cultura s-a referit la ceea ce este omul. Dar nu pot să fie înțeles acestea fără a cunoaște pe Dumnezeu, care nu poate fi cunoscut de plin, numai prin metode de cercetare științifică. Ci este și o taină care ne depășește pe noi, este și credința. Deci credința și cultura trebuie să meargă împreună. Din credință înțelege mai bine formele existenței și toate formele culturii. Cultura ne ajută să cunoaștem, să admitem pe Dumnezeu ca vârful lumea acestea. Eu cred că între ele este prin fire, este o legătură. Și trebuie să lupte oameni de credință pentru a arăta credința. Nu e împotriva culturii și oamenii de cultură trebuie să dea seama că cultura nu e împotriva credinței. De aceea am scris articolul acela spiritualitatea integrală. O spiritualitate nu poate fi integrală dacă e numai
formă de cunoaștere a lumea acestea și nu poate fi integral dacă este numai o credință care afirmă pe Dumnezeu fără să dovedească aceasta din toată minunea existenței. De aceea Sfinții Părinți au legat foarte strâns taina cu logosul. Toate lucrurile au niște logoi, niște rațiuni și trebuie să cunoaștem aceste rațiuni. Și însuși Fiul Dumnezeu este suprema rațiune. Dar e o rațiune care e mai presus de epuizare. Adică noi nu despărțim rațiunea de taină. Cât înaintezi în a cunoaște rațiunea unui lucru, atât ar vezi că e mai plin de taină, nu le epuizezi. Cu cât înaintezi în a cunoaște pe un cu atât vezi că e mai plin de taină. Unde s-ar afla aici? E pe versantul culturii sau pe versantul credinței? A fost mai mult pe versantul credinței în timpul, în secole din urmă și poate că teologia catolică a fost mai mult pe versantul culturii. În general, Occidentul a căzut în aceasta să fie numai pe versantul rațiunii și a culturii. Nu a avut sentimentul tainic. Dar în Evanghelie sunt amândouă și la Sfinții Părinți sunt amândouă. Și trebuie să revenim la unirea lor.